Monica Davidescu a spus adevărul despre adopție, deci a renunțat la această idee, dar și ce-i cere lui Dumnezeu, aflăm acum de la ea. Și să te menții așa. Doamne, Doamne, e blând. Asta. Nu faci nimic altceva, nu știu, nu ai grijă la ceea ce mănânci. Acum trebuie să păstrezi ce ți se dă așa. Merg la Pilates. Merg și fac lecții, ore de Pilates. Ce ți mai lipsește? Ți ești o femeie împlinită, ai o căsnicie frumoasă, un soț care te iubește, ai un copil. Ce ți-ar mai lipsi? Ce ți-ai mai dorit tu? Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce mi-a dat și întotdeauna îl rog să-mi dea ce am nevoie. Niciodată nu mă plâng de ceva ce mi-ar putea lipsi. Cumva ăsta este secretul? Nu știu, mă mulțumesc cu ce am și poate că ăsta e un secret. Și la un moment dat, nu știu dacă e momentul, ți-ai mai dorit un copil și te-ai gândit chiar să adopți unul. Cum ai renunțat la idee sau de ce? A venit Dora. De fapt, am consultat un specialist și ne-a spus că va veni la timpul potrivit copilul, așa că a venit la timpul potrivit. Cumva Dumnezeu a făcut voia lui și a... Exact. Și de asta tot zic mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce am și pentru ce nu am, că e cel mai bine așa. Ești o femeie credincioasă? Mergi la biserică des? Comunici cu Dumnezeu într-un mod special? Sunt un om credincios, nu sunt un om habotnic, nu mă duc întotdeauna la biserică, poate că nici nu mă spovedesc, împărtășesc cum fac alții destul de des. Uneori țin post, alteori nu, dar credința mea cred că e mai puternică decât orice cutumă pe care ar trebui să o țin. Și mai vreau să-ți pun o întrebare. Care este secretul căsniciei tale? Pentru că par o căsnicie perfectă și în ziua de azi am văzut așa cum sunt căsniciile, se destramă foarte repede. Voi ați reușit! Nu cred că am un secret și n-aș putea să dau eu sfaturi celorlalți. Noi muncim mult împreună, poate că dăm foarte multă importanță lucrului nostru, poate că dorim întotdeauna să aducem lucruri extraordinare în fața spectatorilor și n-avem timp să ne certăm. Mă înțeles, probabil țineți cont unul de dorința celui, al vă face surprize. Da, e destul de greu să primești criticile din partea soțului sau din partea soției. În timp am învățat să facem și acest lucru, pentru că fiecare critică înseamnă, de fapt, să ne perfecționăm pentru viitor.